Ar putea să existe un impediment doar în situația în care cel rămas văduv a apucat ca să depună voturi monahale. Acesta ar fi un impediment religios și un impediment moral, pentru că prin depunerea voturilor monahale omul face un legământ, un jurământ pentru castitate. Însă, vorbind despre oamenii care au nefericirea, povara de a rămâne văduvi, cred că este important să răspundem câtorva întrebări legate de văduvie. Sunt persoane care rămân văduvi pentru că, nu-i așa, le-a murit partenerul de viață, fie bărbat, fie femeie, încă din tinerețe. Iar traiectoria vieții lor este foarte lungă și singurătatea poate să fie împovărătoare, mai ales dacă, într-un anumit fel, în viața lor nu se regăsește vreun strop de vocație monahală. Oricum, omul, dacă s-a căsătorit, înseamnă că are vocația de a fi familist. Mântuitorul Iisus Hristos, ca și apostolul Pavel, citându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos, spune că este mai bine să se căsătorească omul decât să ardă. Adică decât să ducă o văduvie în tristețe și într-o viață împovărătoare, este mai bine ca să se căsătorească. Din acest cuvânt înțelegem că este mai bine să se căsătorească decât să ardă, dar nu excludem ideea că din cuvântul Mântuitorului am înțelege că este mai bună o cruce a văduviei trăită în castitate și în cinste și în moralitate. Sunt situații în care în căsnicie au apărut copii și pe lângă cel rămas văduv sunt și copii orfani. Trebuie să ne gândim dacă cel rămas singur are posibilitatea să crească copiii. Dar mai departe, cred că trebuie să ne gândim dacă copiii pot să fie întrebați, dacă sunt de acord și dacă inima lor răspunde și dacă doresc ca altcineva să le fie tată. Este situație foarte delicată și de asemenea trebuie văzut dacă cel care se căsătorește cu persoana rămasă văduvă, fie bărbat, fie femeie, își asumă să crească copiii altcuiva. De asemenea, sunt situații în care cei care se recăsătoresc în urma văduviei pot ca să aibă copii împreună. Și atunci, dacă au avut și copii din căsătoriile anterioare, vor fi două sau chiar trei rânduri de frați. Unii ai mamei, unii ai tatălui și unii care au fost făcuți împreună. Există și un fel moral de a aborda văduvia și o să vă dau un exemplu foarte concret. Atunci când cineva lasă cu limbă de moarte un jurământ, să spunem, al celui care rămâne în viață sau pentru cel care rămâne în viață. Cel rămas în viață poate să-i spună la moarte partenerului său, soțului sau soției. Niciodată nu o să mă căsătoresc cu altcineva. Sau poate că cel care pleacă la Domnul poate să-i lase acest deziderat și acest cuvânt celui care rămâne în viață, dar acest cuvânt socotesc eu că ar fi foarte împovărător și nedrept față de cel care rămâne în viață. Am întâlnit o situație în pastorație, am cunoscut-o pentru că deja am 30 de ani de pastorație, în care, chiar din satul nostru, din Măciu de Jos, doi oameni tineri au plecat pe front. Unul era căsătorit și avea doi copii acasă, iar vecinul lui era fecior. S-a întâmplat ca să lupte împreună și undeva, pe front, departe de țară,
Unul dintre ei a fost răpus, cel care era căsătorit și avea copii acasă. A murit pe brațele vecinului lui și prietenului lui, pe care l-a rugat ca să se întoarcă acasă, să ia de nevastă pe nevasta lui și să-i crească copiii. Din acea căsătorie, născută dintr-un legământ între doi prieteni, s-au născut alți copii. Iar în memoria și amintirea și legenda satului nostru a apărut o familie cu un nume combinat, Pivaru Bordoiu. Bordoiu era numele unei familii și Pivaru a celelalte. Dar toți copiii și-au luat acest nume dublu și în amintirea tatălui celor doi copii rămași orfani și într-o cinstirea copiilor născuți din a doua căsătorie. Oricum să rămânem la această idee și la acest gând, societatea trebuie să fie foarte iubitoare și Sfânta Biserică foarte înțelegătoare față de oamenii care rămân văduvi, pentru că este o cruce foarte grea, crucea văduviei, și niciodată nu trebuie să fim critici față de acești oameni, rugându-ne pentru noi înșine să ne ferească Dumnezeu ca să ajungem în situații atât de grele încât să ne moară persoana pe care am iubit-o și cu care împreună am plecat pe călătoria vieții.